Da, trebuie să dau. Ia dă-mi coci. O dau și eu sau? Nu. Nu, am luat-o. Nu, am important, sunt noi. Am luat-o pe alu. Nervează asta. Și pe al meu. Da, am pus altă. Și aia e mare. Da, e alb așa. Da, cald din ea. Hai, hai, mamă. Să dau nesu. Să punem niște lumină aici. Mm-hmm. Ce? Ai trebuie la hol. Ce faceți? Bună seara, bună seara. Caut lucruri. Lanternă. Și nu știu unde am pus-o. Băi, nu mai știu unde e la întâlnă. Hei, mulțumim! Bună seara, bună seara la lume! Da. Hai să ieri un moment. Hai, Dogan, nu e Dogan, Dogu. Valentino. Mulțumim, Claudia. Trebuie să se mai luminezi, da? Nu mai ești așa în spate. Auzi, am luat niște pantone acum, după... Of, a treia zi, cu Evelin. Da, a treia zi. Foarte mult. Mulțumim. Îți pare mai elegant așa. Bună seara, Elena. Bună seara tuturor. Două secunde să scriu și eu. Lorena. Bună seara, doamna Lorena. Dați și pe grupul. Pe grupul. Dă-mi telefonul un pic să dau eu. Salutare. Ce? Zic că asta este a treia zi. A treia zi. Tu trebuie să te decizi între 4 și, cât am zis, 5 zile, nu? Mhm. Stai să dau încet astea. Să-ți treci drumul pe care vrei să mergi. Nu poți să rămâi. Trebuie. Pentru că și trebuie să știi ce avem de făcut și ce să dăm. Da. Și nu e bine pentru tine. Da, m-am gândit asta, așa și s-a și m-am gândit. Nu mai plicu. Păi suntem deja. Nu vedeți? Suntem aici la Evelin. Evelin, salută oameni. Bună seara tuturor. Și doamna Cristina. Și pe Ebru, care este cu ochelari în seara asta. Mai pot și eu, că mă tur ochii. Am văzut, Iulia, dar n-am apucat astăzi deloc. Ne-am trezit târziu. Ok, haideți să dăm tap-tap. Până una alta ne revenim și noi la 20.000, așa să începem. Alex, vorbim. Imediat, două secunde. Tap-tap și share. Dați distribuire. Bună seara, domnule. Bună seara. Ah, gata. Gata, Alex. Să vă uitați un pic la fața Eveline și să-mi spuneți ce vedeți acum. Fața ei... Uită-te un pic la... Cum se vede ea? Să spună lumea. Da? Ați văzut? Ați văzut-o, da? Ok, și acum dăm camera. Parcă este mai luminată un pic, nu mai e crispat așa.
Cum se vede ea? E bine, nu? Înspre bine. Înspre bine. Uh-huh. Perfect. Ok. Da, e mai luminată, exact. Ușor, ușor. Ușor, ușor o să își revină. Perfect. Haide să facem și noi obiectivul. Vă rog să ne ajutați și pe noi. N-ai mai visat nimic, nu? Rău. Perfect. O să chiar le ducă și din vis. Să mai viseze așa. Bună, doamna Miri! Bună seara, bună seara, ziua, lume. Când apăpăși, dormei, mai durează... Odihnită. Bună seara, bună seara. Dar înainte? Mai durează 10 minute. Da? În 10 minute ne apucăm de a treia noapte, a treia seară cu Evelin. Mulțumim. Alexandru, ești aici? Știi care este chestia? Când ești singură, ai chestia de nesiguranță și intri în panică. Alex? Poate să nu fie, pentru că la tine o perioadă... Vezi că ai moderatorul, da? Spaima și... Să ai grijă. Mai treacă în perioadă. Salut, Ioane, salut. Salut, Robert. Evelin. Evelin are... Perfect, Alexandru, nu-i problemă. Evelin are o vrajă foarte mare făcută. A fost trimis un demon către ea și din cauza asta noi încercăm să o ajutăm. Mai mici. Mai mici, are o grămadă. Bună, doamna Daniela. Ok. În 10 minute intrăm ca lumea, adică stăm aici cu voi. Fumăm și noi o țigară să ne revenim și imediat. Evelina, de când n-am mai auzit numele ăsta? Rar de tot să-mi zic o lumea, cum a dat cineva pe Evelina. Rar de tot să-mi zic pe cineva. Da? Da, am stat când eram mic. O ajută, ajută. Suntem și noi cu ea. Era altfel. Aflin. Acum 3 zile. Ce-ți-a făcut ăștia aici? Și încerc să îndepărtez cât poți oamenii negativi de tine. Larg, că... Mi-am uitat și Cristina Păpușă. Nu, Păpușa aia vreau să spun că seara când am văzut-o, deși nu mi-e... Mulțumim, Miri, mulțumim. Eu de acolo și spală să... Și sunt foarte mult stresată de Păpușile astea. Că să știu, că se supără, mamă. Ei, lasă-mă. Să-i dai ei. Ce să pun acasă. E, bună seara, bună seara, Alexandra. Bună seara la lume. Imediat o să începem. Mi se pare că se ascund din ei. Da, foarte mult. Și stau și... Am înțeles, Cosmin, nu-i problemă. Se uită. Exact. Și mie, nu știu, ce mă bucur că nu am papușă. Încă nu am spus, Alex. O să-i spunem. A, nu e problemă, doamna Miri. Nu, nu vă faceți griji. O, salut, Magnet, Răzvan. Nanu, Mădălin, seara bună. Maria, David, seara bună. Seara bună la toată lumea. Gabriela. E furtună, am înțeles, am înțeles. Imediat o să începem. Țineți-vă pumnii. Pentru Evelin. Și pentru noi. Bună! Diana, mulțumim. Ce rugăminte am, cine poate să ne ajute, să ne ajute cu obiectivul ăsta de aici, fixat. Mulțumim foarte mult. Asta mă gândesc. Mulțumim. Mulțumim, Magnet, mulțumim din suflet. Haideți să ajungem cu taptapul ăsta la 50.000 și imediat intrăm. Foarte mult și mi-a zis că s-ar putea să fie luat de ambrâș și să
nu fi dat lui Măsa. Mi-a zis că a dat casa aia tot peste cap și nu a găsit drogă. Și mi-a zis că Măsa se ocupă de așa ceva, să primul meu. Domnul astăzi mi-a zis că nu am găsit cu lovărul ăsta. Mi-a zis că a făcut curățenie să mă vadă. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi și de Evelin. Oh, mulțumim, doamna Gabriela. Mulțumim foarte mult din suflet. Seara asta, cei care n-au văzut live-ul de ieri, o să vedeți că este ceva nou. Și când te mai duci pe acolo, are un demon și mai mici pe lângă ea, care este legat de ea și noi vrem să o scăpăm de acel demon îndrăgostit. Distruge viața. Da. O să fii cum ai fost și până acum. O să vedeți. O să surprindeți voi poze. Sunt mai mulți. Evelin a scos protecția? Da, a scos. Ok. A scos-o săraca. Tu? Am scos-o și eu. Perfect. Și eu am scos. Eu n-am scos-o. Da, noi suntem. Mulțumim, Ana Rivet, mulțumim. La mine nu vine. Nu, e pe ea. Răzvane. O să vedem. O să vedem cu toții. Poate, poate. Da, și trebuie să zici de fiecare dată din casă și așa, că e... Da, Ralu, da. Face foarte rău. Desparte casa. Mai multe. Și până la urmă ai zis că ai simțit nevoie să zici tatăl nostru. Da, mă dărâi. Rețeta e spre ortodoxie. Am înțeles. Cei care mai au o chestie, nu e posibil, este în ea, Miri, am văzut-o noi. Am distribuit pe YouTube, da, da, da. Pe YouTube avem live-ul de azi dimineață. Și v-am spus, cei care mai au ceva, poate să-mi spune. Păi de la un... De la obrajii a venit, s-a legat de ea. Important e ce simți de aici. Știu că și eu câteodată nu mi-a zis. Am uitat asta, s-au trecut niște domni, erau femei și aveau batic în cap, așa. Mm-hmm. Eu înainte m-am ziceam Buddha, este un călug în loc. Și acum mă uitam așa aici și ziceam, ce bine se îmbracă, adică nu sunt... Haideți că mai avem un pic. Da. Tap, tap. Da, nu ești obligată să... Știu, nu, dar am simțit acum altfel. Da, doamna Monica. Cei care surprindeți, vă rog eu mult, încă o dată vă spun, poze, trageți chestia asta cu scrisul într-o parte și atunci să-mi faceți poze, da? Canalul nostru Dogu Ebru Paranormal, atât scrieți la căutare de melodii sau oriunde. Când intrați pe YouTube, căutați acolo, Dogu Ebru Paranormal. Da, doamna Miri. Și nu mai măriți decât cercuri din alea, dacă puteți să faceți cerculețe mici, adică înguste linia aia. Da. Bună, Gabiță, bună. Ești ca nou. Ești zero. De la zero e. Mai ai două zile. Se gândește. Nu mă gândesc la ai mei. Dar nu trebuie să te gândești. Și nu trebuie să te gândești. Și dacă tu trebuie să te gândești ce simți tu. Cu mine și mă întreabă. Te duci în altă parte. Te duci de acolo la baie. Dormi, tragi o chestie. Poți să intri în biserică, dar nu te rogi ca ei. Da, Nicol, da. Acum la biserică, te duci până acum la biserică. Da, asta îți spune. Important fie credința pe care o ai tu în suflet. Bună seara, bună seara, Aghi. Suntem bine. Da, am posat dimineața. Laura! Bună, Laura! Iulia nu e nevoie de Alexandru.
Mai avem alți. Carla, Diana, uite, avem Alexandru, Laura, Berni. Nu e nevoie de nimeni. Nu aduci mama aia la toaletă. Și, de exemplu, dacă vreau să spun, trebuie să... Cum să nu, Răzvan? Nu. Răzvane, nu mă uită cu magnetul. Trebuie să rostești niște cuvinte, ca și mă altul, să te mai... O să zic eu. Pentru că ajunge la ala. E foarte mică. Și o să visezi. Visezi după ce ți-ai venit. O să ai un vis. Bine, a venit și eu. Aia trebuie. Aia trebuie să o zică. Aia trebuie și eu. Nu. Nu. E foarte simplu. Adică trebuie să spui să fie ca să fii creștină. Perfect, Alexandru. Nu știu că mi-a avut de tine că s-a născut. Și aici la 14 ani. Nu, ca să fie musulman, că nu trebuie doar să... Cali. Mai bine, că și așa e morta. Nu-ți interzice să nu fumezi, este băutor pirubei. Da. Adică îți duce o viață normală, nu înseamnă că dacă ești musulman, că... Te și Evans sau... mai este, uitați-vă aici. Nu ai viață, nu. Și nu e problema, Alexandra. Nu mai sunt. Da. Gata, începem? Mai avem un pic, mai avem țigările și imediat termină țigările și intrăm. E bine ce facem cu... Ei, mulțumim, Răzvane! Mergem la care... Întâi citim, pun aia, vedem și pe aia mea. Da, citim. Dacă ai întrebări, putem să-ți răspundem dacă ai întrebări. Vreau să fie vreunoștită. Asta e... Și ea. Și ea o să fie, că trebuie să-i facem și ei. Da. Păi, înțelegi? Păi ea nu poți să zici de la altă, să zice, pentru că ea încă este mică, ea trebuie să-și aleagă singură drumul. Da. Bună seara, bună seara la lume. Imediat începem. Eu nici am vrut să votez. Dar la musulmani nici nu se votează, ai văzut că nu se spune la ureche, când e la lui. Da. Atât. Și în Liban a venit un chim sau s-a luat în brațe și a spus o urechie. Da, așa zis că se răstește. Ea, ascunde un pic. Ea este Evelin, cei care n-au văzut că avem 130 de inși. Bună seara, ce faceți? O să scrie după aia. Tu vorbește, că eu oricum văd după 8 secunde. Mă blochez când e camera. Așa, gata. Cali, mulțumim! Știi ce bine stă că râzi? Da? Vai, ești foarte frumoasă. Se întrerupe? Bine, ești frumoasă și așa, dar mai frumoasă ești cu râzi. Toată lumea bună, Evelin. Bună seara. Ioi! Dar știi ce nu înțeleg? De ce mi-a din net? Cum adică? E galben, vezi? Cum se vede la voi? Se vede bine. Stai, să mă mișc eu. Se blochează? Că este soră cu soția dumneavoastră? Nu, avem un pic, semănăm un pic. Da, da. Și am văzut în pojare. Nu este la mână. Semănăm, da, dar nu e. Dar să te uiți într-o poză. Ah, am înțeles. Ei, Cali, mulțumim! Vă mulțumim că ne ajutați pentru obiectivul ăsta de sus. Cei care ne pot ajuta sunt bineveniți și, mă rog, cei care nu pot, nu contează. Toată lumea, sunteți respect din partea noastră. Știu, da, să vii, doamna Cristina, mă... Da, Jasmine. Și eu cumva am zis că m-a dat atât. Am înțeles, Ramon, da. Deci ce înseamnă că lumea chiar observă lucrul ăsta. Eu am observat mai târziu un pic, că bine, nici nu am dat seama. Stați puțin, că asta trebuie să arăt. Să fiu chiar semănă. Ia! Ba da, Laura, cine zice asta? Laura, Laura, ne auzi? Laura? Chiar că uite voi că semănăm amândouă. Da? Uite, ochelar aici. Ea e ebru și ea e Evelyn. Deci suntem surori, ce să mai... Poate ajung și eu. Nu te speria, Laura, că te vedem. Eu am vorbit aici, dar nu mă auzi tu. Să le discopi. Așa, mașina asta, da, trebuie să fie scutere, să nu fie frică de absolut nimic. Sigur de că mai au fetele un pic și începem, da? Atât. O să
Închide o lumină. Să știți că seamănă bine. Doamnele diriginte, zice Alexandru. Așa e. Surori gemeni, iau-te toată. Băi, alu, alu. Chiar sunați foarte mult. Alu. Despre ce este vorba sora asta, Dani? Semănă foarte mult, sunt surori. Ce temă. Tema de ieri, dacă ai fost. Ia uite, Araș, doamna diriginta, zice. Da. Stai jos. Unu. Ai luat unu. Stai jos. Araș, a venit doctorul. Sunt surori, da, Cosmine? Mulțumim, Madalin. Bernie! Nu patru, de... Cine ți-a dat ție patru? Ia vezi profilul. O... Băi, ăla-l ții acolo. Miki, ceea ce am început și ieri. Avem de... Ținut mai are cât? 4 zile. Da, Araș, da. Dar n-ai intrat, n-ai fost online. Îmi pare rău. O să vezi, Michi. Uite-te pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube. Haideți să fixăm obiectivul. Vă rog frumos, cei care ne văd și le place ceea ce facem, obiectivul ăsta de sus. Mulțumim, Araș. Mulțumim la toată lumea. Cali, mulțumim, Cali. Uite și Cali aici. Iubi. Cali. Bună seara. Bună seara la toată lumea. Mulțumim, Valentin. La pădure te duci? Undeva, da, la munte, la Slănină. Slănină. Păi unde? Când? Ce? Mâine, așa de dimineață. Era așa de dimineață. De ce? Cu ce? Cu bunicul ei. Păi... N-am vorbit asta? Nu m-am gândit. Eu parcă ai primit un mesaj aseară pe pădure? Da. Ai grijă că te atrage acolo. Nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. E unde e apă sărată, unde e. Păi unde, acolo stau ei, unde e apă, mai ales și cu apă. E clar. Ok. Hai să... Wow, ce-am deschis. Mesaj, să te atragă acolo. Și prin alții lucrează, prin alții. Ați terminat țigările, fetelor? Bismillahirrahmanirrahim. Trebuie să punem... Iar, trepiedul. Perni, mulțumim. Nu pot să mai mă uit la voi. Voi faceți-vă treaba. Moderatorii noștri și lumea de pe chat. Da, pot să ascunzi mesajele. Trebuie să pun pe trepied telefonul. Alex, nu pot să mă uit când, în timp ce sunt pe live. Nu mai am cum. Ok. Nu, Evelin. Ce-ai trimit mesaj de acum ca să nu mai se pregătească? Nu mai trebuie și de acum. Nu trebuie. Ce ca să vezi? Aseară i-a spus de pădure și o cheamă mâine la pădure. Nu. Bismillahirrahmanirrahim. Se vede? E ok? Oamenii de pe chat. Scrieți aici, da sau nu. Se vede ok, da? Să luăm scrierea asta, luați asta un pic. Și asta.
Am luat țigările. Am scos seara și taci. Nu se vede, ia să vedem cum se vede aici. Se vede bine. Se vede ok. Da. Nu? Ia, dacă aici. Da, vină tu aici, vreau. Nu, stai cu... Da. Să mă uit mai ea. Sau nu luăm, nu? Nu, momentan fără protecție. Nu, Evelin să trec mai așa atunci. Evelin, poți să treci aici, în partea asta? Gata, gata, nu, m-am mutat. Mai. Așa. Perfect. Inspirbine tot. Inspirbine tot. Ok. Treci. Dar tu nu ți-ai dat seama, nu? Nu. Eu vreau să merg, dacă era entuziasmată. Da. Ne-am scos protecțiile. Protecții nu mai avem. Nici ea, nici soția, nici eu. Protecțiile sunt... Și nici Coranul. Da? Similera. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin niyyatina abdübe iyyatine sehin ihtina sıratel müstekim sıratel lezine ennam kalim gayru maktub yalim velet talim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu birabbin naz milikin naz ilahin naz min şerri vesvasi han naz ellezi vesvisu fi sudurin naz minel cinneti vel naz. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ceva? Trebuie să strângem. Da, asta mă gândeam și eu acum, imediat să strângem lumina. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in İhdinas sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Ya cin, göster kendini. Şimdi çıkacaksın ortaya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 İmedet. Simți? Este cineva pe hol? Dar de ce e speriat? Nu știu, simțeam așa că vin, dar nu vin. Adică o să vă citim. Face că vine și nu vine, nu? Da. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الم
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون in spatele la perete unde se aprinde lumina de la vezi un roată, da? Aici mă vede? Vis-a-vis, da. Fix pe stâlpul de la păstrâmul. Aici? La lumină de la baie. Încoace, mai încoace, în colțul ăsta. Da. Da. Și ce face? Se uită la mine. La tine? Și la mine, nu? Și acum? Nu mai este. Încerc că dacă poți, ai comunică cu tine prin trei, da? Încearcă să comunici și să chemi. Ce mă? Nu mai poți. Dar mergem la baie. Spune-i să vină ca să nu îl ardem, să vorbească prin gura ta, să vorbească cu mine. Spune prin creier pe el. Și dacă vrei, închizi ochii și te gândești acolo. Ioagin, ghiustar, chendine. Ioagin. Îmi face să mă răzgândesc, adică să nu vreau să vin. Nu, concentrează-te. Concentrează-te pe ei. والذين كفروا أبياءهم الطاغوت يخرجونه من بس ما جبت ți-a iluminat într-o dată, mi s-a părut că e lumina în baie. Dar nu este nicio lumină acolo. Mergem la baie ușor, ușor. Hai. Hai să mergem, iau înainte. Hai, nu-ți fie teamă. Haide. Este ceva la baie? Da, nu știu să mă duc. Haide. Este ceva? Dacă este asta, vrem. Hai. Îți facem nimic și cu noi. Îmi trebuie un pic de... Ia în telefon. Alarmă. Adu-l aici. Hai, intră. Haide. E cu tine? Nu te lăsă singură? Sunt. Și nu trebuie să arătăm de mine. Trebuie să fie întuneric, da, e prea mult. Așa. Evelyn, vreau să te uiți în oglindă cât mai mult. Știi cum era seara, da? Da, dar e prea multă lumină. Știu. Stai că un pic încerc să... Nici acum? E bine, acum. E bine? Da, a fost bine. Ok. Na, iar se face lumină. De ce?
cum e bine, nu? Deci Evelin este aici. Se vede fața ei. Apropie-te mai mult de oglindă. Așa, Evelin. Pun, nici nu știu cum să-l pun. Uite-te tu fix, atent acolo în oglindă. Așa. Și când vezi ceva, încep să întreb ceea ce știi. Aici. A venit? Da, parcă e. Vorbește cu ea. Cine ești? Spune-mi numele tău. Spune-mi numele tău. Pleacă când e lumină prea mult. Pleacă, nu? Așa. Zi cine ești? Zi numele tău. Zi. Cine ești? A plecat iar. Da, trebuie să fie întuneric. Așa. M-am îngheiat și pe piciorul stâng. Vorbește cu ea, încearcă să vorbește. Arată-te. Ieși și vorbește cu mine. Haide, vorbește cu mine. Nu. Se arată când e lumină puțină. Ne rog. Acum. E bine acum? Da. Cine ești? Hai zic că te văd și cum te cheam. Și cum te cheamă? Zic cum te cheamă și de ce ai venit, cine te-a trimis? Haide, zi. Ok, atunci asta e așa. Punem program. Te atinge pe picioare? Tu întreabă, vorbește acolo. Întreabă ce și cum. De unde vii? Și cine te-a trimis? Vorbește. Zi cine ești. Nu poate. Nu? Mm-mm. Atunci nu mai vine, dacă îi pun la întreabă. E pe undeva, vezi ceva? Nu? Nu. E lumină. Da. Nici nu știu cum să-l țin. Să întotdeauna să plece de unde a venit. Să întotdeauna să plece de unde a venit. Da, ordonă. Să pleci de unde ai venit. De mai multe ori spui când îl vezi. Ok.
Ceva? Se vede? Mm. Nimic? Nu. Că e prea multă lumină și nu vine. Și dacă îl ține așa, nu e ok. Pentru că nu vede nimeni nimic, știi? Da. Dăm o pauză mică cu chestia asta. Hai. E nasol. Fără... Când este lumină, dispare. Da, când nu este întâlnic. Exact total întâlnic și lumea nu vede. Bagă, da. Lumea nu vede și nu știu cum să fac pentru că dacă pun dă-te mai așa un pic. Eu n-am gândit la o chestie. N-am gândit la o chestie. Dacă pun lumina de afară de la ușă care geam, nu? Nu știu cum să fac. Știu că am vrea să vadă, dar nu vin în felul dat este lumină. Nu știu cum să facem. Da, nu știu unde se aude. Hai, citește-i. Bismillahirrahmanirrahim. Și mai uite-te în jurul tău, da? Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas minikin nas ilâhin nas min şerri vesvâsil hannâs ellezî yevesvisu fî sudûrin nas minel cinneti ven nas. Dâmşeyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi meyyettezu min dünnillahi endade yuhibbunnehum kehubillah. Vellezine ammenu eşhedü hubbel illillah velev yerellazine zalimu iz yerevnal azabe ennel guvete lillahi cerniha ve enna Allahe şedidul azab. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yuridu eyyetube aleykum ve yuridul lezine yettebiyune şehvati entemiyulü meylen azima. Yuridu Allahu ey yuhafife ankum ve huligan insanu daifa. Tu mai verifică în stânga dreapta și în față, da? Dacă vezi ce vreau spui. Da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve raveddet hulli te huvvi fi beytiha en nefsi ve gallegatil evvave ve gallet heytele galle meazillihi innehu rabbi ahsena mesbai innehu la yulfi zulimu. Ve legat hemme bihi ve hemme bihi
Levla erra burhane rabbi kezallike linasrife anhu suyevel vahşe innehu min ibadinel muhlasin. Ya Rabbi ya Resulullah sen bize yardım et. Îl punem deoparte, nu-l aruncați. Ei, ia la piatra. Doar piatra? Sau și eu la lui? Gata? Da. Bismillahirrahmanirrahim. Verra vedeți hule, hube fi beitiha en nefsi. Parcă sunt mai ușoară. Ve galigatil e pave. De când ai dat jos, simți ceva? Da, parcă... Ai ceva de la el? Nu, este mai mult. Dar cum te simți? De când am dat jos de la gât? Mai ușoară, așa, mai... Nu știu, parcă... Da? Da. M-am ușurat cu ceva. Ai dat o fel de povară după. Da, parcă stătea așa ceva aici și... Mm-hmm. Voi să vede bine? Păținu, uite-te aici. Da, e ok. Mm-hmm. E în purici, e bine. E ok că am pus lumina în spate de tot. La fel se vede și eu. La ilahe illallah, bismillahirrahmanirrahim. Ei, vera vedetulle hüve beytiha en nefsihi ve galigati ebbabe ve gallet heytetlek. Gale mezzalihi innehu rabbi ahsene vesbahi innehu la hülfizun zalimun. Ve legat hemmet bihi ve hemme bihale levle errahi burhane rabbi kezalike linasrife anhu suyevel fâşe innehum min ibadine muhtasin. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve galle nisbetun fil meditenneratul azizi turavidu fettahe en nefsi. Gat şigafe hubba inna yenerrahe ve dallalil mubin. Ya Resulullah, ya Resulullah. Încearcă să-i chem, încearcă să-i... Dar simt, parcă îmi zic mie că nu vor să-i iasă. Adică nu vor să iasă? Da. De unde să iasă? Aici. Să vină aici sau da, să iasă de aici? Parcă stau în baie. Stau în baie? Da. Am simțit acolo ceva, dar nu cap. Acolo mereu îmi simt ceva. Ei stau foarte mult în baie, într-adevăr. Doar că trebuie să ajungem aici, să vorbesc prin gura ta. Trebuie să încerci să comunici cu ei prin creier, cum comunică ei cu tine. Ce astăzi și ieri când am făcut duș, nu prea se scurgea apă. Și până acum n-am avut nicio problemă. Blochează ei. Și pe mine m-am culcat la rugăciune seara asta. Și a trebuit să iau de la capăt. Încearcă cât poți tu să te concentrezi pe ei, să te fixezi. Poți să-ți închizi și ochii și cum mai vorbeai înainte, sau îi chemai și veneau. Te uiți la... Te uiți la mine? Îți inspiră ceva? Da. Ce vezi la mine? Văd prin ochi, parcă îi văd pe ei. Îi văd umbra. Mhm. Uh-huh. Dar dacă ți este mai spune. Ok și poți să-i aduci așa, poți să-i aduci la mine. Nu, până. Te poți uita la ea, nu-i problemă.
Mi se face alb în jurul meu. Poate schimba la față. Ce este? Ce vezi la ea? Era neagră în față, era toată neagră, atât îi vedeam ochii. Dacă poți să comunici, să te uiți la mine și să comunici cu ei, dacă poți așa. Pentru că îți vor arăta pe fața mea. În spate ceva? Da, am crezut că e domnul în spate. Dar eu eram aici. Dar cum poți să stai fără să privești? Atât de mult timp. Nu știu, nu simțeam că vreau să clipesc. Este cineva în spatele meu, în dreapta. Este cineva în spatele tău? Vorbește cu ei. Vine să plângi? Nu, dar... bate lumina într-un fel când e mai întuneric și atunci văd. Când bate lumina... Spune cum să țină. Cum îmi spune în baie. Așa e bine? Trebuie mai mult. Știu ce este. Imediat. E ok acum? Da, mai mult de asta n-am cum. Te schimba foarte mult la față. Știi ce văd eu acum? Era foarte mult la tine. Ce vezi la ea? S-a schimbat foarte mult. Wow. Wow, wow. Ce se vede? Ochii sunt foarte mari, deci îmi dau și lacrimile. Lai, lai, la, la, lai, lai, la, la. Ce mai vezi altceva? Un fel de, cum să spun, de caricatură. Urât, nu? Foarte urât. Evelyn, la un moment dat nu-i mai văd deloc fața. Da. Și după aceea apare fața aia. Evelyn, tu ce vezi la Ebru?
O femeie... O femeie bătrână. Asta vezi la mine? O femeie bătrână, văd și eu la tine. Acum văd demonul. Vai, vai, vai. Oh. Îți vine să plângi? Nu, mă ustură ochii și pe mine, mi-a dat lacrimile. Te ustură ochii? Foarte rău. Am o pauză. Oh. Gata. Gata, o pauză mică. Să aprind o... Era o femeie foarte bătrână, urâtă. Da. La un moment dat s-a făcut demon. În femeia aia. S-a schimbat în demon? S-a schimbat în demon. Ok. Da, Araș. Își mă rog capul. Aprindeți-vă sigur să reveniți un pic. Transmite de la tine spre mine. Deci poți să faci legătură cu ea. Înseamnă că tu poți să vorbești prin ea sau ea cu tine. O să vă mai uitați așa la fel. Că și o să vorbiți... Trebuie să te concentrezi tu foarte... Deci acum mă... Și mă ochii stângă. Da, Alex, așa credem și noi. Să stângă nu pot. Nu mai pe ochiul drept. Am înțeles, Sara, știu, dar nu putem să plec uiți, acolo acum. Te concentrezi foarte bine. Ce e, doamna? Și încercă să comunici cu ei. Chit că mi-arată mie. O amorțit? Mi-a morțit mâine și eu. Și oamenii am arătat așa veridică. Deci așa ceva... Ai văzut tot. La un moment dat nu-i mai vedeam fața deloc. Mai după aia se schimba. Când în femeie Georgiana... bătrână, când în demon. Demonul. Și demonul... Cum mi l-ai arătat tu? Nu știu, Alexandru. Ceva gen. Socra trăiește. Se schimbați la față și la mâini. Au trimis poze colegii noștri. Și a lăcrimat și eu am lăcrimat. Mâinile ți-au transpirat? Da, sunt. Mai mult de atât, Andreea. Și mine. Și mie mi-au transpirat. Dar nu sunt îngrijitor. Aici mi-i fața, yes. Multe, Valentina. Lervardi. Încercăm să ajutăm pe Evelin. O să încerc să vorbesc. Da, trebuie să o vorbești. O să încerc când îmi apar fețele să vorbesc cu ei. Cum a făcut prima zi? Să vorbesc de acolo. Da, 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 Dina. Asta o să facem. Să vorbească. Mulțumim, Ana. O să arate. O să arate, Alexandru. Păi așa e, s-a părut și ei, Georgiana, da. Nu vrea să fie frică. Nu, e mătușa. Nu știu ce o să pățesc. Tu nu o să mai fie. A, deci te vor lângă ei. Da, Alexandru, te auzim. Nu o să mai stea. Da, avem grijă, Andreea. Mulțumim, Georgiana. Eu zic să zici că trebuie să clipesc. De mai mult timp. Te-am întrebat. Da, a trecut oricum. Nu poți să stai fără să clipești. Și după aia m-am luat foarte mult ochi. Nu, 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 am, mulțumit, să rămân. Foarte tare ochii. O să se arate, dar v-am spus, v-am arătat și cu, op, scuze, iar a murit ăsta. Îmi distruge bateria, două secunde, imediat. Da, pentru că rău este acolo, în interiorul tău, din cauza asta vine să vorbiți. Da, Izabel, așa e. 4-4. Doamna Cristina, soția, Evelin și eu. Păi nu este ea, vă dați seama, nu? Că nu clipește. Stă și... Unde am pus brichetul? Nu știu. Doru m-a întrebat de Emilio. S-a părut ciudat, de obicei el după ce scrie noapte bună nu mai scrie. Prima dată când scrie. Dar până că te-a apucat... Însu când ți-ai zis de femeia aia, în momentul ăla o vedeai și tu, pe fața da, mea? Da. Da. Nu, nu.
La mine este a doua zi de când intru în astral. From 2 days ago, Mina. Doina, noi nu facem asta. Am înțeles, Alexandra, da, nu știu exact. Am înțeles. Vă uitați la poze. Muslim. Alhamdulillah. Now pauză. We are in break. Aleikum salam. Les jeux. Tap tap, guys. And objective. Here. Deci a început să vină și străin. Mhm. Nu, am zis. Nu știu cine a zis. We know Soul Keeper. We know. Ayatul Kursi. Știu, Alexandra, te cred. Mulțumim, Georgiana. Așa. În momentul când o să le văd fețele, atunci trebuie să vorbim. Să comunic. Mulțumim, Valentin, mulțumim, doamna Maria. Nu știu cine e Monica. Registrați, nu știu. Faceți o filmare. Cine șoptește? Da, Andrei, da, așa e. Parcă noi nu știm cum este de joacă. Da. Ei cred că poate că noi ne jucăm acum. Da, o să mă joc și în pădure, dacă vreți. Vreau să zic și eu ceva? Da. Să vorbesc cu mine? Da, te rog. Da. Dar fără cigara aia. Ține așa. Așa. Știu la ce vă gândiți. Că ați văzut multe filme pe internet care nu erau adevărate. Eu eram ca voi, dar am pățit multe chestii care m-au făcut să le văd. De asta am făcut pasul și am cerut ajutorul ca să văd cum este, dacă este adevărat sau nu. Și este adevărat. Eu nu credeam niciodată că o să fiu pe scaunul ăsta și o să fac cum am văzut ca în filme, este exact ca în filme. Și mai rău, că senzația nu o să fie cum imaginați. Știu că nu, unii dintre voi nu credeți. Oamenii... Să fiți în pielea mea, cum se zice. Nu vă doresc ca niciun. Nu mai știu să vorbesc. Exact asta îmi place. Te încurcă. Te încurcă. Încearcă să te concentrezi. Încearcă să vorbești cu mine. Oamenii încearcă să mă ajute. Spune dacă simți la ameliorare o chestie, în afara faptului că încercăm să le atragem. Poți să mai ții? În ține? Nu mai știu să vorbesc. Nu mai știu să vorbesc. Da, se joacă cu creierite. A mine este prima oară când m-am culcat în seara asta cu rugăciunea, trebuie să o iau de la capăt. Și pe mine? Pe live când eram? Nu știi? Când îi citeam și pe toți? Da. Că le dura capul și așa? Da. Zici că nu am... Gata. Deci la urmă nici nimic. Dar... Ți-a pus la acolo. Nu știu ce să zicem că facem.
exorcizare. Noi nu suntem cu exorcizări, noi nu suntem cu preoți intrați în toate criptele și să facem acolo lucruri de genul, nu. Prin rugăciuni se poate. Prin rugăciuni, prin mai multe chestii. Nu știu, Kiki, de ce crezi? S-am schimbat eu? E presiunea care este asupra noastră. E și aici, sunt lângă noi, e și lângă ea. Bună, Mihaela, mulțumim mult. Da, te face să uiți toate cele. Noi încercăm să facem, să ajutăm. Dar are ochi mai mai negri așa. Da, cred că, nu știu. Da, Georgiana, du-te, du-te, ia-ți un pic de aer. Nu sunt spirite, Madalina, sunt demon. Da, Gabriela, o să ne uităm imediat după aia. Salut, Cătălin, exact a văzut. Noi suntem doar cu rugăciune, oameni buni. Avem anumite, din Coran, anumite verseturi, anumite... Da, Eli, da. 4. Doamna Cristina vorbește un pic mai în șoaptă, dar nu se aude și ea. Da. Da. Mebru, de ce se suprapune peste patru ce vorbești? Nu știu. Nu, Adina, nu, mulțumim. Noi nu facem chestiile astea. Deja ajungem la mai multe chestii. Noi avem ale noastre, nu ne mai oferiți ajutor. Vă rog eu mult. Vă mulțumim dacă sunteți aici cu noi, vă uitați, nu e nicio problemă. Să zicem mersi că nu am închis chat-ul doar pentru abonații noștri. Cred că asta o să facem mai departe. Că nu mai vrem hater. Moderatorii muncesc din zor, adică să dea mute și block și toate astea și n-are rost. Nu vrem să mai deranjăm lumea. Mari, o să te dacă sunăm te și pe tine, dacă, dacă, dar eu ți-am scris, n-ai mai dat înapoi mesaj. Și vrăji, că faci. Deci da, noi facem vrăji. Oamenii ăștia, pur și simplu, faceți o rugăciune. Sunt prin rugăciuni, ceva, se fac toate, adică să, nu se blochează Ioana. Nu prin... Și cei din, din cauza ceea ce vezi, scuze de aia. Și Hogea și toți. Buburuza împiticut. Exact. Păi, intri cu noi acolo, cum te uiți la un film, ți-e frică și nu știu ce. Nu, nu trebuie să-ți cer scuze, Adina, mai sunt unii hateri și nu. Mulțumim, Georgiana. Diana, pe grupul Telegram poți să intri, ai un link în profilul nostru, apeși și intri. Am închis, mă, să nu se blocheze. Ce numărul 5? Nu știu. Numărul 5. Păi cum? Ți-a venit așa pe da. Cap? Ți-a numărul zis cineva? 5. Ai auzit vreo voce? Da, numărul 5. 5. Și noi, și noi. O să vă citesc după aia. 5. Suntem la etajul 5. Ușa numărul? 27. Aha. Da, exact. Dacă scrie nefinalizat, dacă scrie Cali nefinalizat, ai acolo în dreapta 3 puncte și apeși acolo și dai browser. Și după aia intri imediat, instant. 5 foi. Georgiana... 5 foi. 5 foi. 5 foi. Hai, salut, măi, bă, da, Florentin. Ok, o să opresc chat-ul. E concentrată să... Nu pe data de 5. 5 foi ai zis? Ia, dăm puțin ăla al meu. A 5, 5, 5, 5. 2, 3, 4, 5. Bacara.
Da. Soletul. Am citit-o astăzi dimineața. Ai citit azi dimineața din Coran? De unde ai citit? Din Coran? Stai un pic. Nu știi? Că este o... Da, din Coran am citit. Dacă poți să-l iei, să-l deschizi. Cea mai puternică este blocarea. Păi da, dar și... Da. Bacara e, nu? Păi... Și scrie așa. Rabbuna taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Rabbuna waj'alna muslimin. Okay. Laka wa man dharina umma muslima lak wa arina manasikina wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Alladhina idha asabtahum musiba qalu innaha lillahi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rabbina atina fi dunia hasna wa fi al-akhira hasna wa qina adhaban. Vorbește de lumea noastră și cu Allah împreună. Fii atent, deci Bakara am numai pe pagina 5. A zis 5 foi, nu? Da. Și Bakara am versetele 255, 257 cu 284, 286, ceea ce avem noi nevoie pentru... Ok, asta o să citim. Nu e turcă. Nu e turcă, e arabă. Poate să fie arabă. Al musulmanilor, islam. S-ar putea să fie bunica ta care te protejează, iar acum să fie un semn de la ea. O simt. Eu nu cred că am murit. Da, înseamnă că ești semn de tine și acum te îndrumă oarecum. Dacă vor ce care nu știu, Diana, 5, cât mai avem să ajutăm. 5, pentru că mai avem 4 zile. Așa. Și am vizionat Mina, we are talking about the demons, about the everything, you know? Eram, we need to... Curioasă, nu cred că sorry. Da, am venit să vorbesc. We need to kill this demon. That's why. Let's go. Cine recita? Evelyn. Mai tete. Cum? Tete. Tete. Mamaie, așa zice. În arabă, teta. Teta. Mhm. Aș vrea să o pot. Să te protejez. Ok, ați terminat? Da. Hai, să începem că... Yeah. Trebuie să opresc chat-ul pentru subscriber. Cei care doresc să ne și ajută pe noi, vă abonați. Da? Acum este pentru doar pentru subscriber. Nu vreau să fac doar pentru ei live-ul, dar se vorbește foarte aiurea și nu prea îmi convine. Ne cerem scuze. Puteți să vă uitați, fără nicio problemă, dar nu puteți să mai scrieți. Că nu mai stau să muncească și moderatorii noștri din zor. Ok, am închis aici, am închis acolo. Evelyn, treci mai în mijloc, te rog. Da, nu mai scrie nimeni. Da, păi nu. Nu mai scrie nimeni acolo. Pentru că sunt hateri, toți haterii ăștia trebuie distruși. Și așa pot să-i distrug, altfel n-am cum. Cum încercăm pe demon, așa o să fac și pentru ei. Se joacă cu telefonul meu acum. Așa, ok.
Of, iarăt, iarăși, vallah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illallah hu illa yulgayyum la tehrüzü sinetun bella nevmi lehumi mi sebafati bana filar min sellezi yeşkuru indihum kanıt olmuyor. Şuna kurumayın usta. Akum? Evine? Eşfeud ennehu illa bilhanin ya ba'ine eridihim ve ma harfehum ve la yahudine bir şey mi ilmi ilmi bima şayi ve siyakürsü ve semabati vel art ve la yehudu hifsuma ve hüvel ayrı azim va ikra hefi dini gat tebeyene rüştü minel gayet hümeyit yekfür bitta gülti ve yüyemin billahi fergat istemesti bil irveti vuska lenfişame lehha vellahu semyali Allahu belli yali ölsin amenu yuhdikum mine zunniyum ille nür vellezi kefferu evliyatu tağutu yürmeyin. Minen nöri ille zormati ulayki aşhabun nadhum lille halidun. Ya ilahe illallah bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah bismillahirrahmanirrahim. Ve hable ve la kuvveti illa billahi lazim. Ya Rabbi ya Resulallah. Spune-mi numele. Spune-mi numele. Ce ai zis numele? De ce te-ai speriat? Vorbește, Evelin, spune-mi numele. Ce te-ai speriat? Uită-te la el. Era numai negru și mă pie. Negru, am văzut și eu, da. Și mai e altcineva decât ea. Ea, apare foarte mult ea. Ea este, da? Da. Este ok, spune-mi numele. Uită-te la ea. Știu.
Punem numele. Încerc să vorbească. Vorbește cu ea. Haide. Spune-mi numele. Putere, haide. Trebuie să aflăm numele ei. Cine este femeia? Ce? Haide, haide, haide că puteți. Poți. La ilahi la la. La haule vel la cuvete illa bilahi la azim. Haide, vorbește. Vorbește cu mine. Ce? Demon. Nu era demonul? Unde s-a văzut demonul? La ea pe față? La ea pe față, venea, sper că venea spre mine. Mm-hmm. Învingea. Da? Cum? Învingea, parcă vrea să mă apropie și da. Ok. Mai poți? Eu da, tu mai poți? Mm-hmm. Haide. Haide că o să puteți. Vrem să aflăm numele. Nu te retrage nici tu, nici tu. Bismillahirrahmanirrahim. Haideți cu tap-tapul. Bismillahirrahmanirrahim. Spune numele. Vorbește. Haide, vorbiți. Vorbește. Ce faci? Te atinge? Trebuie să dați ochelari jos? Dă-mi mie ochelari.
Vorbește prin ea. Nu contează prin Evru, prin orice. Hai. Mulțumim, mulțumim. Zi, vorbește. Zi numele. Obiectivul, băieți. Zi numele. Haide. De ce v-ați retras așa? Zici că a fost un... Ce? Ce-ai zici simțit? Zici că m-a curentat. Evelin, tu? Da, zici că... A fost ceva care ne-a împins. Ok, mai stați un pic, că o să... Și tot femeia era. Da, femeia apare da. În timpul și la un moment dat apare demonul. La un moment dat apare demonul? Da. Deci femeia este cel mai mult, nu? Este o femeie rea, pentru că se uită urât pe mine. Da? Uh-huh. Ok, hai, haideți că o să putem, haideți că o să rezolvăm. Decât să aflăm numele, atâta vreau. Numele. Haideți, vă rog eu, Evelin, vorbește. Când este ceva, vorbește, zi. Concentrează-te pe ea, da? Nu se numește, concentrează-te pe ea. Haide. Haide că o să poți. Mulțumim, doamna Cristina. Da. Aduceți-i unde? Felice, dacă e să aibă un... Nu, nu, încă nu. Nu, încă nu. E bine. E o găletă din băi? Nu, încă nu. Haideți cu obiectivul. Haideți, oameni buni. O să mai deschid un pic chat-ul. Am deschis chat-ul un pic pentru voi, dar să nu văd cuvinte. Poți să fumezi sau nu fumezi? Ba, da, ba. Puteți să vorbiți acum, să scrieți. Vorbește, zi numele tău. Bună seara, Tiberiu. Super saga. Mulțumim, o să ne uităm după aia. Haide, Evelin, poți. Vorbește. Prin Ebru. Uită-te la ea. Cum o cheamă? Întreabă. Întreabă tu. Mai dur. Cine ești? Ești și arată în față. Ești și arată în față. Haide, ieși. Ești și arată în față. Eu zic că nu mai avem protecție niciun. Știu. Știe că nu avem? E că nu avem protecție. Ok. Lumina. Ce? Lumina. Mai încet. Lumina. Să dispare.
Lumina de la telefon se vede clar. La mine, tare. E foarte tare. Haide, haide că puteți. Haide că puteți. Alexandra, nu avem cum acum. Haide vorbiți. Întreabă cum o chem. Nu mă atent. Evelin, nu poți să vorbești? A venit. Unde e? S-a părut ceva la negru. În spatele meu? Da. Ce vezi acolo? Acum nimic, dar când mă uitam, parcă vedeam așa ceva. În spate? Mhm. S-a lăsat? Nu. Parcă îmi zicea că trebuie să fim singuri. Singure? Da. Ok. Singure? Ieșiți voi afară. Lasă camera aici. Haide să mergem, mergem acolo. Bine. Pune aici față noastră. Nu, să pun aici. Aveam pus. Adică ieșim aici la ușă, aici pe holul ăsta. Închidem ușa. Nu. Sau ieșim pe hol. Să deschizi ușa la baie? Nu, că iese pe hol aici și închide pe asta. Nu iese pe hol aici și închide pe încet. Ok, ieșim până aici. Închideți ușa. Dar puteți să stați și aici pe hol, să închideți ușa. Aici. Este ceva acolo? Mm. Dar sunt așa... Concentrați pe putere, da?
văzut demonul? Acum? La mine? Nu. A trecut ceva pe aici. Nu. În fața mea ce ai văzut acum? Negru. Cu ochii atât. Demonul, da? Nu știu cine era. Era demon. Concentrez-mă. Era foarte urât. Ochii negri. Nu știu de bun, da? Scutem micul, scutem, da? Nu știu de mult acolo. Stai de atenție. Nu vrea? Deloc nu vrea? Doar e el. Este un demon. L-ai văzut și tu? Ok. Am o pauză. Nu, aprinde, aprinde lumina de afară. Hai loc. Da. Ce s-a întâmplat? Părea mai clar el. Da, după ce ați ieșit voi, demonul s-a arătat mult mai clar. Se transformase aici, mai deschis, culoare, era mai alb și parcă ochii negri. Da. Și pielea aia urât, foarte urâtă, șifonată. Mm-hmm. Da, după ce ați ieșit, voi se transformă mai mult. Și mereu, nu știu, parcă mă... S-a auzit un geamăt de femeie mai devreme, când erați voi singure? Ați auzit ceva? Că auzit ce-i din chat? Nu știu, că am crezut că voi vorbeați. Nu. N-ați vorbit deloc? Geamăt. Geamăt. Ce înseamnă? Un fel de strigare, așa, da. Un fel de... Ca un țipet. Nu, nu, ca un țipet. Așa zic ei. Vă dați seama că voi ați văzut pe ele, n-avea cum niciuna din ele să țipe. A, nu vorbeam. Adică nu scoteam geamul sau... De ce vreți să spun? Ok. Dar se transformă mai mult după ce ați ieșit voi. Da. Și trebuie să fie liniște total. Liniște? Da, da, când la orice zgomot nu mai mă concentrez. Da. Asta e nașpa că suntem aici. Femeie a fost. Trebuie ceva.
Nu. Dacă chemam noi, era și pe lângă tine. Păi, da. Nimic, nu e nimic. E posibil să fie vocea de femeie bătrână, pentru că asta vedem și noi, femeie bătrână. Nu e prin casă. Bă, dar face spam-ul ăsta, Adigroia. Ce mai contează cine sunt, ce e? Ce vrei să vii acasă? Lasă, nu-i bine. Întreabă de niște lucruri, nu e să suntem aici și cine e. Mă rog, nu mai contează. De-aia vreau să închid. Nu e nimic lângă frigider, Alexandra. M-am uitat. E un dulap lung în înalt. Am dat afară. Am înțeles, Alexandra, e perfect, că nu e nimic lângă frigider. O să vă arăt mie. Mi-e o imagine în cap și mă rămâne în... Ce fel de imagine? De faza aia cum m-a mentat. Da, de-a străcerit în două. Când am spenit la un moment dat. Că și cum te-a aruncat. M-am concentrat aici când m-am văzut amândouă. Unde trimiți? Nu știi că avem grupul, am mai spus aici. Imagine, o cameră, o canapea în stânga și o canapea în dreaptă. O să spună moderatorii noștri. Geam în mijloc și o umbră neagră fix pe geam. Stă în mijloc, spre geam. Camera este pătrată. La care e camera? Știi casa asta, camera? Nu. Canapelele sunt din visul care l-am avut cu bătrânul. Nu, Alexandra, nu. Începem să revenim, da? Păi ăia sunt, Alexandra, aici. Sunt mai mulți de aici, pitici. Pitici, pitici. Dar nu plouă la noi. Perfect, Alexandra, bravo. Da. Nu e problemă. De ce s-a fost ei legătura? De ce să plece tot, să rămânem doar noi? Sunt doar eu? Nu. Am înțeles, Marius. Deci chiar nu poți să vorbești, nu? Să afli numele. Încearcă, trebuie să fac ceva, dar nu știu ce. Adică trebuie să... Nu știu, trebuie să fac ceva... Dar nu știu ce. Îți zice să faci ceva? Da, trebuie să mai... Lipsește ceva care trebuie făcut, dar nu știu care este. Când am auzit că trebuie să fim singuri, am văzut mai bine. Lumânare? Să zic? Nu, să aduc, să aprindem o lumânare. Imediat fumez asta și mă prinde. Dar n-am nicio lumânare. Avem noi o grămadă. Oh, ok. O să facem... Să facem un cercul ăsta? Asta a făcut Alexandru. Ce? Să facem un cercul ăsta cu lumânare? Da. Că nu chemă. Ei oricum sunt deja aici. Nu are și nu. Nu are.
Ai vreo eșarfă? Da, eșarfă să-ți pui în cap, că citești, citești în Corana. Să-ți pui un pic, când o să fac cercul. Deci lipsește ceva, zici, nu? Da, ceva... Trebuie să fac eu. Ca să faci tu? Da. Pentru că pe tine este și probabil ți ești gest. Nu văd bine și trebuie să-l fac eu ca să pot să văd. Păi înseamnă că e prea multă lumină sau nu știu, de la ce nu vezi? Concentrează-te, închide-ți ochii și gândește-te numai acolo, la femeia aia sau demonul. Și așa o să-ți dai seama ce e. Nu arăși numai femeia. Știu asta, am făcut Alexandru. Asta a făcut Alexandru. Am făcut asta. Mulțumim, mulțumim. Vedeți că o să închid. Este ceva în spate? Mm-hmm. Ce? Ce-ai simțit? Nu știu. Te atingi ceva? De tripul. Te-ai tras? Mm-hmm. Am sărit. Da, dacă te lăsăm un pic singur... O să pun imediat ceatul, că nu mai suport chestiile astea cu candelă, cu... Nu vrei asta? Bine? Închid chatul. Da. Nu. Fără supărare. Poate trebuie să fii singură, să-ți spun. Nu, Cali, nu. Trebuie să te aud. Asta e a patra zi? Nu, a treia. De ce? A cincea zi o să-mi spun. Păi a cincea zi ți-am zis că tu trebuie să te gândești ceea ce vrei să faci. Exact ce ți-am zis noi. Ai niște semne. A cincea zi trebuie să-ți spui ce cale. Da, este ziua a cincea, probabil. A cincea zi ți-a zis că o să-ți spună numele? Ok. A cincea zi trebuie să te decizi și tu să știi pe ce drum mergi. Adică? Să-ți alegi calea, pentru că nu poți să stai între. N-ai cum. Pentru că o să fie permanent, nu putem să scăpăm așa. La un moment dat am văzut-o pe masă. Pe cine? Pe mama lui? Da. Unde? Așa la o secundă, când m-am uitat la față. Așa, nu știu, nici o secundă. O... Fracțiune? Nu vreau să pară cine știe cum. La numele Maria Strigio. Filme. Vorbeia cu drept. Ai auzit în ureche? Ebru, a auzit în ureche Maria. Și eu, la botez, mă cheamă Maria. Numele tău de botez Maria? Mm-hmm. Deci numele ei, al lui Evelin, este Maria. Și botezul și la Maria. Fiica ei, tot Maria, de botez. Ce? Nașa mea este Maria și s-a căsătorit cu musulman. Să nu semn. Și eu sunt ca ea. Nașa ta? Da. Numele ăsta l-am auzit eu în unii. Maria. Acum ai auzit, nu? Nu, suntem acolo, dar am zis că știu că... Ți-am mai explicat. Sunt niște semne care trebuie să ne spui și noi, bebe. Nu mai crede. Lumea nu are cum să zică ție. Lumea nu are cum să zică ție că ești nebună să nu...
Da, de la noi nu este un fel. Revenim imediat. Are o fetiță? Am dat drumul, am dat drumul. Știu, Alexandru, știu.
și să... Nu. Și avem domnul. Toate trei. Da. Observ. Evelin. Toate trei. Tu. Și Nașa. Maria. Deci a cincea zi tu trebuie să alegi. Ca să putem continua cum trebuie. Trebuie să vorbesc și cu ea. Nu știu. Trebuie atât așa bună ce faci. Da, nu neapărat, dar... Și eu o să-ți spun ceva în jur. Trebuie să faci ce simți. Păi eu mereu postat pe Facebook. La Mahomet Rasulala. Mahomet Rasulala. Și mulți n-am mai vorbit cu el. Eu cu tata eram singur care am vorbit cu el. Da. Mult. Eu i-am spus același lucru. Vede acum. Da, i-am zis. Pentru că protecția nu stă așa. Până la un moment dat. O să dau niște chestii, pentru că am făcut deja probleme. După... Încerc să citești. Mi-am dorit să merg la Mecca. Da, toată lumea își dorește. Dar nu orice cine ajunge la Mecca. Păi... Sunt mai multe semne, dar ea nu-și dă seama. Da, tu ești... Pentru că nu o să te lase o aia. Dar o să te lase. În acea zi o să te lase. Tu... Pentru că ei nu mai... Când strigă cu gura ta și când spui... Când spui și te întruzească... Nimeni nu strigă, oameni buni, ce aveți? Nu se aude nicio țifă, nici... Nu cere nimeni. Dar ce vrei? Hmm? De ce nu spune numele? Vrei să fii singură? Ce vrei? Nu știu. Imediat așa. Ce mai vrei? Nu, nimeni nu cere de pot. Ce trebuie să-ți dai seama? N-avea cum să audă să-ți ia. Nu. Numele acolo, Maria, să-i șoptească cineva. Unde știe? Păi n-avea de unde să știe. Stă așa de coacă, cineva să spună în Maria, direct. Dar și mie mi-a trecut în nume. Ce? Nume Maria. Numele Maria? Da. Înseamnă că este semnă, clar. Altceva n-are cum. L-am văzut. Femeia, dar și eu, mi-a venit în gând, Maria. Nu, 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 nu. Oprim ceva. Pentru cei care vor să ne scrie, să vorbească tot așa cum este aici, abonare. Gata, am închis chat-ul doar pentru abonați. Așa că... Deci astăzi e a treia zi. 4, 5. Ce? Fugeau la cum, dar așa de nicăieri. Trebuie să te gândești. Da? Mm.
Mulțumim, Valentin. Mai ești pe aici. Deci trebuie făcut chestia ceea ce ați făcut adina, ca să poți să afli exact numele ei. Altfel n-ai cum. Puneți o eșarfă, îți citesc și vă lăsăm pe voi. Dar nu atât. Fumează, fumează. Mi-am pus eșarfă odată. Eram învoiat. Și mi-a zis, ia pune eșarfă. Mulțumim, Lucas. Și am pus. Mulțumim, Olimpia. Mulțumim, Magnet, Răzvan. Da, e. Și soția până acum. Se roagă. Mulțumim, mulțumim mult. Da. Mulțumim, Flori. Adică schimb. Că este cel mai făcut țigara pentru mine. Da, pe asta până ați cerut hârtia. Am lăsat țigara. Da, exact. Dar nu știu de ce. Da. Păi... Păi el face tot. Te îndeamnă. O să văd. Da, chiar, a lăsat țigară și pe aia a luat. Da, tot. Deci știi sau... de ce îmi vine ca pădure, 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 să nu faci prostia. Și astăzi pădure, să nu faci asta. Este o capcană. Și tocmai ți-o care i-a făcut nevastă. Te face să te simți așa entuziasmată. Abia așteptam să mă văd. Dar nu m-am gândit că o să las protecția. Nu o să mai ai protecția. Deci nu m-am gândit, am și uitat de ea. Păi ți-a luat minți. Adică am uitat de ea total, n-am făcut cont de ea. Păi vezi. Atât vreau să mă bag în apă, să atingă la negru de jos. Și acum fii mea a zis, mergem mâine la piscină? Vezi cum vreau. Cum o dorești, aia. Așa că fără pădure. Mai facem o dată, da? Poate, nu știu. Dar dacă e sâna 5-a zi, oricum o facem și mâine. Păi nu ne oprim până la 7 zile, dar la 5-a zi noi trebuie să venim, să vorbim, să vorbim, să facem toate cele și dacă o să vrea să vrem. Dar nu i-am văzut niciodată să fie o casă cu totul în cer. Niciodată. A făcut o biserică, dar n-am văzut mai. Da? Eu n-am văzut-o niciodată. Tata nu s-a știut. Deschidem un pic chat-ul. Să vă văd. Vă văd că niciunul nu o să vrea să se scrie la noi.
Și mereu când am vise cu mort, se întâmplă. Da. Da, ochi schimbați. Dau? O să vadă mai multe când o să închidem lumina, nu? Și voi două aici tot jos. Dar după ce citesc eu câteva rugăciuni, ieșim noi. Da, ieșim. Mulțumim, mulțumim. Trebuie să mă las pe țigări. Trebuie să mă las pe țigări. Nu, trebuie să mă las pe țigări. Dacă simți, este un lucru bun. Dacă simți și... Nu știu, ca să văd lucrurile mai mult, trebuie să mă las de ce nu e bun. Mâncatul carne, fără țigare, ca să pot să văd lucrurile. Sunt alea 40 de zile. De la animale nimic. Că n-a ținut niciodată. Ai ținut doar de post? Nu. Păi ăla e semne. Deja și aseară cu Lumina, mesajul din Coran. Acum, da. Ok. Haide, caută tu atunci ăla, eșarfa. Să facem treaba. Orice șarpă te aduc. Bună seara, bună seara, acum. O, bășa! Orice șa. Perfect. Haideți, doamna Cristina, să ieșim, da? Știți să pui? O citești pe ei sau eu? Da. A. Mi-a mințit. Nu așa. Ok, thank you.
trebuie să treci aici. Închide și mie lumina acolo. Ce s-a prins ăla? Gata? Perfect. Ok, bismillahirrahmanirrahim. قل والله تعالى وسمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله تعالى وسمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله تعالى وسمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل بسم الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا جن göster artık kendini yoksa yakacağım seni bu son ikazım sana. Ceva la mine acum? Mm-hmm. Tot de mai, nu? Un pic mai tare să vorbiți, ca să se audă. Am văzut foarte bine. Unde să nu mai trimit o mesaj acum. Gata, nu mai trimite nimeni. Ce-i puțin? Ce s-a întâmplat? Ia-s-a. Ce s-a întâmplat? Ce-ai văzut? Ce-ai văzut? Zi. Păi el. Care era? Ăla mare. Ăla mare? Eu l-am văzut înaintea ta. Unde scrie? Îți dau un pic de apă? Nu vrei? Calmează-te. Ce faci să vă dau la tine? Venea spre mine. Venea spre tine? Nu știu ce am zis. Am zis putere. Putere, da? Nu vrea să te lasă, să vorbești, să nu mai înțelegi, să afli. E ok. O să ne oprim? Da? Nașpa, așa. E nașpa. Ce-a zis? Nu vezi. Știu. Palmea.
așează-te, da? Hai, trece acolo. Nu mai putem. S-a speriat că vine spre ea. Vrei să te ascunzi, nu? Că vine spre tine. Am dat drumul la ciut. Atenția, bă. S-a speriat foarte tare că a vrut să se ascundă. Să ascundă? Da, spre mine așa să se ascundă. Da, nu mai. Oricum, o să scape și de teroarea asta. Da, te terorizează pentru că deja pe tine te speria foarte tare. Ce vezi? Ce-am pățit mai devreme? Care mi-e lătăzat? Nu știu nici eu. S-a prezumit. Este, este, sunt. E coramă și citești. Nu de vedeți la ce faci. Doare gâtul. Bea un pic de apă. Suc. Să-ți dați apa aia care v-am dat-o. Da, ăla, ăla. Unde e pe sticla? Nu mai poate. Nu avem cum să riscăm. Mai avem oricum. Mai avem oricum. 4 zile. O să fie. Nu, este o apă care... Sfințită, să zicem așa. I-am... E citită, cu rugăciuni mai multe. De 3 ori. Mici. Asta trebuie să țină 7 zile. Dacă poți să, asta să facă și când... M-am uitat, Cătălin, nu e nimic. E de la perdea. A vrut să te sperie. Da, ea e. E bine. Asta, asta. Nu, las-o să citesc din Coran. Nu, nu e? Dacă nu... Simțeam, dacă nu mă ascundeam, mă dădea pe spate. Trebuia să stai. Data viitoare, când se mai întâmplă așa, nu te mai feri. Este aici. Puterea ta soția trebuie să vină din interior, să lângă tine. Nu te mai, nu te mai speri. Îl lași să vină. Ok, bine. Ne uităm după aia. Înțelegi? Ok, Răzvan. Pentru că cu cât te speri, cu atât îl hrănești tu mai mult. Ai văzut, tu mi-ai zis că ieri ai fost mai puternic sau când mi-ai zis ieri. Ieri. Simți puterea și nu se putea apropia de tine. Cât te simte mai puternică, cu atât pleacă. Trebuie să vină și din interiorul tău. Adică puterea vine și de la noi. Citește din Coran, unde vrei tu. Das Bianca. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلوة
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إنما نحن مصلحون إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إلا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قال آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم ما عموا فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقنون Se vorbește și ce crede lumea că de fapt ce aud ei, ei sunt păcăliți. Mm-hmm. Și trebuie să avem încredere. Țineți un pic ideea, că mi-am adus aminte. Știi că mi-ai scris într-un mesaj să nu crezi decât în ceea ce vezi. Da. Ți s-a transmis un mesaj. Da. Știi la ce se referea, da. Nu? Adică îți spunea să crezi în ei, că pe ei vezi, să nu crezi în altceva. Da. E adevărat? Da. Zice. Zice, n-ai cum să crezi în Dumnezeu când nu îl vezi. Și asta Dumnezeu te face să crezi tu, să nu crezi în altceva nimic. Și aici scrie că trebuie să crezi în mine și dacă nu mă vezi, că dacă crezi o să corect. Mă vezi. Corect. Asta ai simțit să citești? Da. Sau ai ales? Nu, asta am simțit. Asta ai simțit. Da. E bine că alegi tu ceea ce simți. Ok, atunci e bine. Să închizi cum trebuie. Deci ceea ce ai citit tu acum este invers de ce ți-au spus ei. Asta este un semn de la Allah. Ceea ce ți-au spus ei. Sunt foarte multe semne. Allah ți-a transmis acum. Ai înțeles? Mm-hmm. Cum ne dai? Întâi? Oh. Ok. Oameni dragi, cam asta a fost pe ziua de azi. Noi credem cu întărie că Allah o să ne ajute. O să scăpăm pe Evelin de tot răul ăsta. Vreau să spun ceva? De unii nici nu știu de fapt adevărul cine i-a creat pe ei.
Ei cred că... Sunt barjocorit. Da. Ei nu știu într-adevăr cine sunt, cine l-au creat, cine i-au creat pe ei. Demonii sunt mințiți. Cineva l-a creat. Da, demonii sunt mințiți de satana, de diavolul întruchipat, fix, de el. Le promite că vor ajunge sus în rai. Și nu o să ajungă niciodată acolo. Așa că cam asta e pe ziua de azi. Să fii foarte atent. Mulțumim, mulțumim, mulțumim la toată lumea. Da? Trimiteți pozele acum, că noi o să terminăm live-ul. Mă gândeam că orice văd este un semn, dar nu înțelegeam ce înseamnă. Adică mi-a arătat multe semne. Și ceea ce ați auzit, boia, din aur cu țipat, dar nu a fost țipat, a fost câinele. Au un cățel aici, în bucătărie, e închis. Da, în timp de 4 zile mai avem aici. Vedem cum. Noapte bună la tuturor, spune-le și tu. Noapte bună, să aveți o seară ușoară. Noapte bună, noapte bună. Noapte bună, noapte bună, vă pupăm. Ne auzim, pa!